calma, papu. Tuturor, bun venit la un nou car vlog, eu sunt Gaju Kid, suntem cu Luca, suntem în superbul Cayenne facelift. Salut. Uite că am văzut, da, mă, nu-i dat, deja îi dai drifturi, ce faci? Nu mai încet, să se obișnuiască oamenii cu noi. Uite că am fost aici, am tras niște detalii frumoase, bă, era ceva, monstru aici făcea wow, nu știu ce dracu era, cred că era un porc sau ceva, nu știu. Și merge de motorul cu mașina, să vedem cum se comportă. Mie place foarte mult interiorul, este atât de elegant și de frumos creat și mult carbon și tipic Porsche. Și când mai văd și ecranul ăla acolo cum se învârte, nord, vest, sud, m-am îndrăgostit. Bine, nu că eu nu mă îndrăgostesc de toate mașinile, mie chiar orice mașină îmi place și toate mașinile pe care le testez zic, băi, și aș vrea mașina asta. Deci asta nu e ok, asta deja e o boală. Acum poți să-mi spui și tu mie ceva. Despre mașina? Despre mașină, da. Ce te-a făcut să-ți iei Porsche? Dragostea pentru SUV-uri. Îți plac SUV-uri, știu că ai avut înainte un X5. Exact, un X5, tot alb, culoarea mea preferată la mașini. Mai ales. Și motorizarea diesel, 3000 diesel. Am auzit că e ultima motorizare diesel pe Cayenne, deci nu va mai face Cayenne diesel. Din 2018. Adică de anul ăsta gata, suntem obligați toți să ne luăm benzinare. Mai bine, fiindcă nu mai avem probleme cu DPF-uri, intercoolere, probleme, înghețuri, nu? Exact. Bă, ești nebun? Fii atent, bă. Wow, știți cum mă simt? Zici că sunt într-o rachetă, dar putesc peste toți. Nu vine să crezi ce suspensie ai. Asta e pe aer, așa-i? Da. Wow. Regulabilă? Nu vine să cred. Opa, uite, deja ne-ai și scutură mai tare. Bă, ce tare! Și acum dacă pune pe confort... Ah, uite, confort! Bă, ești nebun, ce repede s-a ridicat! Bă, e incredibil! Bă, foarte tare tehnologia! Știi ce ai putea tu să pui pe ea? Uite, am făcut noi la inshift de o aplicație! Și când o pui în P, dacă vrei poți să scoți tot aerul afară. Și cum ai jantele astea uriașe pe 21, o să fie un pic mai lăsată. Să putea să încerci. Las că fac eu la șeptar. Las că fac eu la șeptar și după aia o să-ți arăt și ție. Ce mișto la fac, că doar două cabluri, numai le pui, plug and play, deja poate mașina să coboare. Am înțeles. Băi, dar ce bine se simte pe drum mașina și totuși suntem în România și uite-te, nu simt nicio groapă. Suspensia confort. Deci chiar nu simt nicio groapă. Oh! Wow! Mai ce tare! Bine, îmi place foarte mult senzația, îmi place că nu simt viteza, chiar dacă nu avem viteză mare, avem 110, 90, 50. Bine, noi suntem în Mexic, deci vă dați seama că nicio problemă. Și în afara localității. Mai ales în Mexic. Și, bine, nu mai contează viteza la mașina asta. Vă rog, uitați-vă aici.
uitați-vă cum se vede pe cadru, atâtea geamuri aici, atâta panoramic. Bă, chiar mă bucur că ți-ai luat cu panoramic. Eu iubesc panoramicul, din păcate Mercedes nu a putut să le iau panoramic, că așa au fost venit comandat. Dar al tău chiar e incredibil. Cât se deschide? Până aici, la wow. Jumate. Dar deja e mașină decapotabilă dacă se deschide până acolo. Trebuie să-mi deschidem așa. Da, se deschide și așa, intră aerul. E foarte mișto. Deci chiar e foarte, dar îmi place pielea asta, că e foarte elegantă. Îmi place maro, care arată foarte bine cu exteriorul alb. Exact. Și combinația de culori de maro cu crem. Maro cu crem și carbonul ăsta, care e incredibil de frumos. Îmi place cum tot bordul vine așa spre tine, tot cockpitul și mai ales volanul ăsta în trei spiți. Ăsta zici că e volanul de pe 918. Da, e volanul nou de la Porsche. E chiar incredibil, da. Designul cum arată, n-am mai văzut. Și am fost cu Porsche 911 Turbo, ăsta 2017 și tot n-are volanul ăsta mișto. Și încălzirea în volan. Uai, și tu ai încălzire. E cel mai tare lucru, încălzirea în volan. Da. E mai tare ales pe vremea asta. Mai ales când e zăpadă și mergi și la munte. Eu aș pune sus cușcă, într-o să ai ski și afară aș face o camuflaj. Ca așa lui John Olson, știi? Da. Sau să faci jumate albă, jumate neagră. Am pachetul de ski, vine cu usta și vine între scaune. Ah, și asta are. Băi, da. Ce tare. Și pune aici, poți să le pui așa? Exact. Mamă, ce nu tare. Nu de mult am fost la ski. Vine cu placa, nu? Schiurile, da, da, da. Și am băgat două perechi de schiuri și o placă. Mamă, incredibil. Și am fost trei persoane. Și asta cu bagaj. A, de asta e fain să ții un Jeep. Și eu am chestia aia, de exemplu, la șeptar, pot să scot mijlocul la fel și să băgăm exact schiurile pe aici sau placa. Dar, bine, șeptarul micus nu-i făcut pentru așa ceva și când pui mâna deja o simți sau te lovești. Na. Am mers cam mult în afara orașului, poți să te torci când vrei. Ne întorcem. Cred că ajungem deja imediat în Arad. Încă nu. Uai, ce cuplu fain. Cum așa frumos simți cum te bagă în scaun și te duce, te împinge. Chiar acum câteva zile am condus un Porsche Cayenne, dar nu era facelift. Facem o tranziție din aia șmecheră. Uite că am făcut și transformarea, am ajuns aici și acum o să-ți arăt cum se conduce un Porsche Cayenne. Mă, chiar un super tare și din alea. Și acum să băgăm cheia în contact. A, stai că contactul e dincolo. Mamă, uite spălătoria deschisă. Bine că am căutat în toată oradea spălătoriei și este exact aici. Așa, frumos, mânuțele pe volan și dăm. Nu se poate, frate, cum arată bordul ăsta. Cum îți arată harta acolo în mijloc. Sper că e zăpadă și nu o bordură. Te-ai speriat? Mașina asta chiar e nou-nouță. Da. A luat-o la 24.000. Încă miroase așa pielea asta nouă, faină. Lasă că mergem acasă și te duc să vezi șeptarul. Da. Aștept. Pune și pe sport. Bă! Bă, ce s-a transformat, jur. Deci ai apăsat pe sport, s-a transformat tot. Și cutia, și diferențialul. Băi, fratele meu. Dar unde mergem? În spațiu? Mergem după racheta lui Tesla, nu? Chiar merge foarte fain, wow. Deci mașina asta toată se aș conduce numai așa, relaxat. Și m-aș apuca, cred că și de fumat înapoi. Ce relaxantă e mașina. Drum lung. Cât ai mers cel mai mult cu ea? Și nu viteză, în kilometri așa, gen 1000 și ceva de kilometri ai făcut? Cel mai mult am mers 800. Și sincer, când ai ajuns acolo, ai fost obosit? Nimic, așa ai? Asta înseamnă să-ți oferă o mașină, cum am mai vorbit. Mașinile te duc de la A la B sau te duc din stil de la A la B. Uite că mașina asta nu că te duce dintr-una în alta. Exact. Ce te duce și la destinație, fericit. Hai că mai faci și noi o glumă, nu? Am dat, nu mă bați, așa ai? Uite că cropița aia am simțit-o, dar nu foarte tare. Am uitat așa cu celălalt șeptar și când am dat una, crezi că zboară pena de aer în cropița aia. Din cauza și roților, mers pe 21. Da, dar mai mult e de la suspensie, să știi, depinde șocul ăla cât de tare absorbe, știi? Da. Bine, probabil la mea e puțin mai grea caroserie. Da, cât are? Vreo 2 tone și un pic, așa e? 800. 2 tone 800. Da. Wow! Încă un pic și-ți trebuie C-ul aia. Da, mai avem. Nu mai știu ce să vorbesc pe cameră, deja uite, merge de 8 minute, deja simt că am vorbit 5400 de chestii și vreau să mă bucur numai când de mașină. Când e singur, e
altfel vorbești, adică... Da, merge mult mai fluent, nu și când ești cu cineva, poți vorbi foarte dar mult. Dar nu zic la cadre, că tragi mult mai mult când ești cu cineva, că da, intri tragi, într-o, exact, da, da, intri într-o poveste. Când ești singur, așa nu prea știi ce să vorbești sau de exact multe ori povestești sau te repeți. Dar sincer, acum am ajuns, uite, chiar aș putea vorbi cu tine orice, dar sincer, m-aș închide aici în mine și să mă bucur de conduși, să mergem, nu știu, până la Timișoara, să bem o cafea și să... Dacă vrei, cam eu. Dar nu, că are 256 de giga, deci iPhone tocmai a dat crash, s-a închis. Bine, n-am testat M4 și mi-a zburat GoPro, dar am căutat 2 ore jumate. Serios? Vai de capul meu. Ca un moș conduc. Îmi place să conduc așa ca un moș. Sincer. Foarte fain. Ce, e dat sport? Nu, am scos. Lowering. S-a cam lăsat mașina. Da. Se simte acum că e mult mai închegată pe drum. Eu când am avut Touareg, dacă îl mai țin minte, tot alb, era tot pe același stil, da, și ăla era pe pene de aer. Ce-am făcut eu la mașina aia? Păi mi se părea un pic, chiar dacă aveam suspensie pe aer, puțin cam prea balenă. Și mi-am cumpărat din Anglia niște link-uri, se numesc Lowering Links, îs gen 100 și un pic de dolari, sunt niște senzori, senzorii de la suspensie. Și îți trage mașina un centimetru în jos. Sau poți să mergi la vacuum și din vacuum să-ți coboare un centimetru și vreo 20-30, la fel, un pic, suspensia. Înțeles. Bine, dar e forever, gen pe fiecare preset. Ăsta ce ți-am zis eu de aplicația aia, poți numai parcare și scoți tot aerul, cum ar fi. Și atunci așa, știi, slam. Nu sună rău chestia cu... Da. Fac la BMW, la BMW-ul ăsta meu și după ce fac la meu, îți arăt și lata. Și dacă vrei, un drum numai până la București, trebuie să leagă două cabluri și gata. Perfect. 8 viteze! Avem 8 viteze! Da. Wow. Foarte tare. Deci avem de fapt 9 viteze, fiindcă avem și mașalierul. Îți imaginezi că alții da, mă, uite că mi-a plăcut foarte mult mașina și îmi place foarte mult, este foarte futuristic, mai ales volanul ăsta, incredibil de frumos, atâta carbon, gata, când o să-mi cumpăr un Jeep, te sun pe tine să mi-l configurezi, mai ales un Cayenne. Mersi foarte frumos. Mersi și eu. Și sper că ți-a plăcut cu noi. Mi-a plăcut. Eu sunt Gaju Kid, el este Luca, pe Luca l-aveți și voi, am pus acolo Instagram-ul în descriere, să-l inundați cu like-uri și cu mulțumiri că ne-a lăsat să conducem această mașină. Și dacă ți-a plăcut vlogul, nu uita să apeși pe clopoțel, să dai un subscribe și mai ales un like. Așa că, pe data viitoare, te salutăm! Asta-i treabă fiind făcută, dă-i tare-n difuzoare, Gaju Kid multe motoare, hai să mergem la plimbare. Asta-i treabă fiind făcută, dă-i tare-n difuzoare, Gaju Kid multe motoare, hai să mergem la plimbare, yeah.